Mănăstirea Sfântul Pantelimon Telerman. E scrisă de ăsta la armă, de Dragnea. M-am prins, e. Mârlane, te rog frumos, am nevoie de o cartelă din asta, fără nume sau prepay, parcă așa se numește, nu? Ce, nu pot posta cu că citesc, acum v-ați găsit. Opa! Și mă rog, ce cuvânt încerci să citești, ca să nu mai prelungim agonia, nu de alta? Toate. Toate, că mă documentez, m-a rugat un fost coleg de la facultate să-l ajut cu mormântare, să... E și popa acum, te pomenești. Da. Mârlane, tu iar vrei să pui poliția pe urmele tale? Pun boss nicio poliție, că nu o să răsufle nimic, că și ăștia e toți infractori. Și infractorii știți bine că nu ciripește, nu toți. Măi, am impresia că ție nu ți-a ajuns că ți-ai dat licența și vrei să-ți dai și masteratul în pârnaie. Dacă vă spun, ăștia e niște oameni serioși care vrea discreție maximă, că altfel nu mă chema pe mine. Mârlane, uite să-ți explic ceva, vină un pic mai aproape. N-ai cum să ai discreție maximă atâta timp cât în certificatul de deces scrie accident vascular cerebral și mortul are o gaură de glonț în frunte. Are o gaură vasculară în frunte care ia creierul, glonțul cerebral? Cu... Mă o să vă iau cartelă, poți că mă doare deja capul. Aprinde care știți că vreți? Fără număr? E de manieriști? A plecat! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă... Da? Eu sunt! Da! Eu, ce faci? Normal că tu cine putea să mă sune pe mine la două noapte, a? Păi da, tu știi cine putea să te sune la ora două noapte. Voiam doar să verific că ești fidel. Sunt! Cum să nu fiu? Chiar dacă n-ai fi, ce ai recunoaște? Da, aș fi prost, aș recunoaște. Băi, eu te simt. Te simt din voce că ai zice orice, numai să scap de mine. Vreau să scap de tine, Teo, vreau să dorm. Ar trebui și tu să dormi. De ce trebuie să mă sun tu noaptea? Fiindcă te-am sunat adineauri și mi-a răspuns o voce de femeie, de-aia. N-are cum. Ai greșit numărul. Băi, nu-ți poate joc de mine pe față așa, da? Că n-a fost nicio greșeală, am sunat de câteva ori. A, ai sunat pe mobilul personal. L-am uitat la servici. Acum m-ai sunat pe ăsta de servici. Amă, că știu bine pe ce număr am sunat, da? Ce nu știu e cine e femeia aia care mi-a răspuns. Nu putea să fie decât Grațiela. Și de ce n-a vorbit cu mine? A doua noapte dorbea cu capul pe birou. Sau era acasă. A, apropo de casă, tu unde ești? Filmează să mă convinc că ești acasă. Nu, nu pot. Tragi de timp, ca să aibă timp papanta să iasă din cameră. Filmează acum! Nu pot, pentru că telefonul de servici este din ăla model vechi, că nu ne-au dat nouă smartphone-uri, că n-au bani. Și n-are cameră ăsta. Norocul tău, a? Ghinionul meu. Că puteam să mă odihnesc și eu. Că tu mă suni din oră în oră, văd. Multe se pot face într-o oră. Mamă, așa e. Chiar se poate și dormi? Hai, bine, 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 culcă-te, somn ușor și vise. A, cu mine, da? Hai, te pup, pa, că vorbim într-o oră. Ceau! Mamă, ar trebui să te ține ăștia acolo la Bălăcean ca mult timp. Poponez, dorm că mai ai 58 de minute și te sună nebuna. Nu tu stai seama ce te-ai băgat? Nu face, dragă, niciun deranj, că e mort. El e mort, dar familia lui nu e. Îți dai seama că o să vină aici rudele mortului? Cine știe ce bor faci? Mamă, ăia o să ne fure tot din casă! Adunătura de infractori o să atragă poliția, că o să zică că e ședința mafioților. Nu strici imaginea! Mă nenorociști! Hai, mă, mai termina ea, că bate cineva la ușă. Revin imediat să continuăm discuția. Hai, bă, și ca să vedeți că nu-i mortul atât de negru, ne mai indulcim și noi un pic amar, nu? Ce faci, Mârlane? De ce faci mizerie? Cred că pariu să ține de glume proaste. Mârlane, tu să nu bagi mortul în vila mea. Ce? Păi nu pot, mă, să refuz, fiindcă deja a luat banii.
Nu mă interesează, îi dai bani înapoi. Nu poți să-i dau înapoi, că i-a dat înainte. Adică i-a cheltuit. Mârlane, te duci și faci slujba în altă parte. Unde să faci slujba în altă parte? Că acum trebuie să pici cu mortul, cu... Hai, du-te cu asta, Dacia. A venit mortul, ha! Cine a venit, mă? Să trăiți, boss. Nu te trunească, și-am dat mort. Băi, Mârlane, uite care-i treaba. La noi, când spui de cineva că e mort, înseamnă că ai o premoniție. Și știi că o să-l aranjeze cineva. Sunt multă bataie, era vorba atât. Ăla de ți-am povestit eu cu... Uite care-i treaba, gata cu mascaradele, anulez tot, ai înțeles? Tot! Tot, că... am înțeles. Și curățați mizeria asta de aici, că... Acu chem menajera. Pierea cea... Să rămânile, domnul Petrică! Da, eu sunt cu... Să știți că cred că v-am dat greșit adresa. Cum, adică? Coletul a fost deja livrat? La... Am înțeles. O să fac cum spuneți dumneavoastră. Ce, mă, și-au dat seama că nu ești popă și acum cer banii înapoi, nu? A spus că mi-au dat mortul în mână. Aoleu, ai dat mâna cu mortul? Trebuie, ce ai făcut cu praful care era în cutie? Păi, l-am aruncat în WC, normal. Ăla era mortul. Ce vă uitați așa? A fost omul la o petrecere, a căzut după un acoperiș, direct în foc, a făcut seara un foc de tabără, a fost chef mare. Ce mă fac? Vezi că mai e puțin din el pe jos. Pe jos. Băi, Hasan, măi, fă-te util societății, vino și filmează când faci slujba de mormântare. Poate a fost împins să cadă de pe acoperiș. Mă, ăștia vor să-l îngroape repede ca să scape de urmele crimei. No, eu cred că a căzut, fiindcă era sub influența drogurilor. Și familia nu vrea să se afle, că e în joc onoarea familiei. De? Onoare? La drogați? Cum mă fac să râd? Bine, mă, râs cât vrei, dar vino și filmează-mă. Hai că mă duc, mă pregătesc de slujba lui Pufi. Ce? Pufi? Așa la linta familia, Pufi. Păi să nu-i nume de bărbat, e nume de transexual. Ce contează, mă, ce era? Oricum, ce a făcut, nu mai poate să facă. Păi nici droguri, nu mai poate să ia acum. Auzi, mă, ia mai de ce atâta slujbă? Bă, atâta slujbă, atâta bani, hai că te cinstesc. Ce șansă are ăsta la rai? A, șansă, ce-ți pasă? Păi tocmai că nu-mi pasă. Uite, nu-mi pasă și nu particip. Bă, că nu cred că era transexual, mă, ai scos-o tu acum, ca să nu vii. Păi bine, hai, ia, sună și întreabă ce-a fost. Domnul Popescu, sărmâine, a sunat să întreb, știi, cu treaba, cu mormântarea, cu daci. Ce-a fost mortul, domnule? Poftim? Un câine. Mulțumesc! Da. Deci după ce că a fost transexual, a mai fost și un câine de om. Dacă și familia recunoaște. Nu filmez nimic. Bă, dacă ești așa sigur că geamandura de Grațiela ți-a luat telefonul la ea acasă, du-te, bă, la trânsa. Cum să mă duc, mă? Pe jos! Da, bă, cum să mă duc la ea și să sune Teo exact atunci și pe urmă să creadă că am dormit la Grațiela? Am trăit să o auzi și pe asta. Hai, las-o-n fasole. Hai, bă, că nu o sună aia chiar în timpul ăsta. Ce vorbești? Ce vorbești? Bă, exact când fac câte ceva, atunci sună, mă, zici că e blestem. Te rog eu frumos, când ești tu în patrulare, treci tu pe la Grațiela și mie mobil. Bine, mă, bine. Dar nu mă după gratis. Ia scoate sticla aia tătărie doțidosită. Hai și pune-n par. Că nu mă duc așa să-mi dau dracu picioarele. Haide, mă, că o scot, na. Auzi, e pălincă de la Zalău, de la un unchi? Dar vezi ce bună e. Ia fii atent. Poftim. Cine? Ce zicea, mă? Sună. Cine? Da, iubita mea. De ce nu-mi răspunzi pe mobilul tău personal? Că doar la ora asta ești în secție, nu? Păi nu, n-a venit încă Grațiela și n-am reușit să-l recuperez. Hai, noroc! Ah, pahare ciocnite? Ești la un chef, nu ești în secție. Ba, sunt la secție. Uite, poate să-ți confirme Șchiorete. Confirmă-i mătulul tău. Hai, mă, te mai așteptăm mult să intri în apă?
Terminăm-o cu glume. Stai că glumește! Zi-mă că suntem aici la treabă. Da, dragă, suntem la treabă. Măi, cu mingea, potoliți-vă. Termină cu glume. Glumește, glumește. Nu e Chiorete. Ești cu o femeie care se chinuie să se dea bărbat. Asta se chinuie să fie tâmpită? Nu e niciun bărbat. E femeie. Pardon, e bărbat. Bă, să nu mă minți că e televizorul, că am auzit cum a îngânat. Tomor! Da! Ba! De ce-mi faci, mă, iubita tâmpită? Ea e doar un pic nebună. Păi, domnule, de-aia am și zis că se chinuie să fie tâmpită. Că nu e! Bă, dacă asta era de la mama natură tâmpită, nu se mai chinuia. Logic, nu? Hai, nu. Da, mi-a dat mesaj. Ce zici? Beți palinca de la unchiul de la Zalău? Semnul întrebării. Unde le vede asta? Ia dracu astea cu ideile tale să bem în timpul cirviciului. Dă sugativă ce ești. Aole, ce bună asta curentează! Deci fii atent, că eu m-am documentat și la Paris e un cimitir de animale, dar n-am găsit nimic care să arate că e diferență la slujba de oameni față de aia de animale. Păi ce-o facă la oameni, mă, care-i treaba, da? Da, cui cărui sfânt mă adresez, mă, că nu știu cine, cum îl cheamă pe ăla de... Are protectorul animalilor. E. Nu e, că ăsta a salvat toate animalele. Așa, mă, ăla. Mulțumim, Sfinte, noi, că ai grijă de sufletul răposatului nostru. Cum dracul chema, mă, ăsta? Pufi, Pufi, să fie primit în rai, Doamne, și... Te roagă smeritul, preotul, mârlanie, sfeștanie și cum vrei să mai zici, Doamne, te rog cu eroism, modă și slavie, salivă, evlavie, mă, cu evlavie să fie primit în rai, Doamne ajută, Doamne ajută, o cruce așa și Doamne. Doamne, Sfinte noi, eu nevrednicul mârlanu, te iert cățelule și te dezleg de toate rahaturile pe care le-ai făcut și pe care le-ai făcut cu voia sau fără de voia ta. Aleluia! Și tu râzi că ai zis adevărul că ești netremnic, este? Și râzi ca prostul, eu râd că asta faza cu te dezleg. Zici că-i scrisă pentru geamere, auzi? Te dezleg! Ha? Da, elea, te dezleg. O păzat, iei cutia asta, te duci pe la secretarele din primărie, care le-a fumeat scadracii. Și golești scrubierele, pui tot scrubul în asta, știi? Te mai oprești, stați la travai, numai că se scrubiere, bați scrubul în asta, înțelegi? Ia! Dar de ce mă vrei să-i otorn lui Paliu în cap? Nu, dar să vază clienții când deschide coșciugul că nu-i gol. Și zi așa, te faci popă de animale, ia? Păi dacă la oameni nu pot, și iar beoreul nu o să-mi interzică că nu-mi contravine, adică nu sunt în concurență cu ei, că ei nu fac de animale. Deci sunt în deplină legalitatea, n-are cum să-mi contreze cu mine. N-are cum. Și îmi dai și cotă parte din încasări, că te filmezi? Îți dau, din pomeni. Din ce vorbești? Eu mănânc crochete de câini? Nu. Stai că mă țărie telefonul să... Clientul. Alo, da? Băi, părințele, ce faci, ne omori câinii? Cum să-l omori? Păi ce, nu era mort? Hai, lasă, că am văzut pe înregistrare că ai pus lângă cutie colac și vin. Da, domnule, dar așa se obișnuiește. Unde mă, la câini? Băi, Pufi, n-a mâncat niciodată colac și n-a băut niciodată vin. O să moară de foame până în rai. Așa că dă să mănânce hrană specială pentru câini, da? Bine, Doamne, dau! Și te rog, cât încă te rog, nu-l mai jigni pe sfânt cu tot de mișto că ne trimite naibii cățelul iad, clar? Am înțeles, nu-l mai... Hai, apucă și refă slujba că voi și prietenii lui Pufi să asiste. Toți câinii lui beau pe Pufi. M-au anunțat proprietarii lor. Am înțeles! Bă, dar
eu am senzația că stăpânii câinelui sunt cam duși cu capul. Păi clar nu-s normal dacă l-au pus pe unul ca Mârlanu să se ocupe de treaba asta. Bă, ne organizăm cu trebuie. Tu te duci și strângi toți câinii din cartier. Niciodată. O să facă rahas prin casă de o să ne rupă capul Igor. Îi iei și plin pe parcă, doar nu o să-i aduci în casă să răhățească. Și voi, restul, care sunteți pe casă, pe tine vorbesc, pupăză, stați prin prejurul meu, dar nu stați de filmezi. O mă înjur așa, știi, și lătrați, mă, ca să creadă stăpânii că au venit prietenul Pufi la mormântare. Păi și cum să lătrăm, mă, cum să lătrăm? Cum să iau te mă, ditai primarul, nu știi să latri. Ce mare brânză, mă, 2 litere, ham, ham. Bună, uite, vezi, mi-a recuperat telefonul, acum poți să mă vezi, poți să te convingi că sunt singur la noi acasă, uite casa noastră, da? Da, am vorbit cu Grațiela și mi-a confirmat că ți-ai uitat mobilul la secție și l-a luat ea acasă ca să nu ți-l fure cineva. Da, te-ai liniștit acum, ai văzut că sunt fidel? Ești un ticălos, de ce nu m-ai sunat? Imediat ce ți-ai recuperat telefonul, hă? Auzi, nu cumva între timp ai fost cu cineva undeva? Măi, Teo, nu te-am sunat imediat pentru că eram sigur că o să începem să ne certăm, da? Că o să găsești tu un motiv să ne certăm și eram pe stradă și eram și în uniformă și e vorba de conduită. Nu pot să mă cert în uniformă cu nevasta peste tot. De ce să te cerți? De ce să te cerți dacă te știi curat? Pentru că tu întotdeauna găsești câte un motiv, orice motiv, stupid, ca să țip la mine. Mă, să lași telefonul cu apelul ăla video pornit, da? Să te văd non-stop. Acum, noaptea? Acum, în somn, da. Măi, Teo, măi. Măi, Teo, măi. Da, poftim aici, e bine? Mă vezi? Noapte bună. Nu sta cu fond de la mine. Întoarce-te cu față. Întoarce-te. Mai pupăză, dăm de la primărie un loc unde se fac un cimitir pentru animale. Bă, Mârlane, păi pe terenurile mele, mă rog, ale primăriei, se fac blocuri, mă. Acolo se dau șpăgi imense. Ce poți tu să scoți de la niște javre moarte? Hă? Păi nu eu, dar stăpânii o să plătească. Stăpânii? Na, o să-ți aducă salubritatea toate leșurile moarte de pe trotuare, mai ales alea călcate de mașini. Așa că zero șpagă, unde mai e treaba? Domnilor, să ne liniștim. Domn primar, nu-i nevoie să-i dai niciun teren. Mârlane, nu fi supărat pentru că are organizația un teren mai dosnic și o să ți-l doneze pentru cimitir. Nu știam că organizația iubește animalele atât de mult. Cum să nu? Dar nu-i problemă, că animalele nu e oameni, deci merge. Bineînțeles că merge, merge foarte bine. Și pe lângă animale, din când în când, m-am gândit să mai ascundem acolo cât un rival, poate, sau ne prindă poliția. Ia uite. N-am vrut să-mi dea câinii. Că vor să vină și stăpânii cu câinii la înmormântare. Ne-am ars. Te-ai ars tu? Eu am pus-o. Dacă vin ăștia cu animale la înmormântare, o să vază cum ești. Polmă o să vrea să-i groși lor animalele. Ok. Dar vin aici. Nu aici, că fac slujba direct la cimitir, mă. Boss, apropo, să spuneți unde-i terenul. Și tu să te duci să faci un banner de la mare pe care să-l pune la intrare. Să scrii cu litere mari de șchioapă. Singurul și unicul cimitir de lume pentru animale. Moarte! Da, Teo. Mă scuz că eram o țără răgușită la pălincă, da. Ce e cu Poponeț? Nu e nimic. Ce să fie, că numai eu am băut. S-a întors cu fundul la mine și stă așa de 12 ore. Cu fundul la tine, zici? Da, că i-am zis să lase camera pornită, orientată spre el când doarme. Păi dacă doarme? De 12 ore? Mă, dacă a făcut asta ca ăla Clint Eastwood în Evadare din Alcatraz sau ca Jim Carrey într-un mășău, a? Și ăștia au dormit pe fundul la tine? Păi așa, făcut păpuși în pat în locul lor și au fugit! Du-te, mă, dar cum poți să crezi tu treaba asta despre Poponeț? Du-te, du-te, du-te și verifică-l dacă e acasă, sper. Sper din tot sufletul să fie ceva involuntar. Așa ușor, un infarct, un atac cerebral, calvele la mor! Pa! Grațiluș, hai repede până la Poponeț acasă, verificăm dacă e bine ori nu.
Căci că de 12 ore nu s-a mișcat. Poate a făcut dracu un infract la mea fără șpăzire. Aoleu, păi și acum spui, mă, la astfel de cazuri trebuie să acționăm imediat, nu după 12 ore. Imediat. Asasinule, hai mai repede. Stai, dracu, să nu liberești ușa aia. Bă, ai rog pe uși, vrei să facem două? Mă, Igor, mă, de ce ai dat terenul lui Mărlanu? Nu mai bine dădeam noi un tun imobiliar pe el? N-aveam ce tun imobiliar să dăm, că el bai de capul lui e la marginea orașului. Ce vorbești, mi-e prostimea, cumpără blocuri și în câmp dacă e un pic mai ieftin. N-avea ce să cumpere aici pentru că e pe fosta groapă de gunoi, e sub stâlpii de înaltă tensiune, e păltoacă, pe el e vai de el de teren. Nu contează, nu contează, tot s-ar mai băga destui proști. Ce aveți, mă? V-au mișcat câinii? Ne alergă stăpânii câinilor. E furios că l-am îngropat pe Pufi la marginea orașului. E un teren de ăsta, viranul, deci caruncă lumea, câini morți, pisici moarte, salate de bec stricate. Ia mai lasă-mă în pace, mă, și ce voiați, teren în parcul izvor sau cum? Nu, dar m-a acuzat că sunt un popă fără suflet și că sunt un impostor și că sunt gras. Auzi, eu gras. Și el e doar un excru care aruncă animale la cuș fără să le bage în sac. Repede sună la poliție, vezi dacă treabă cineva, noi n-am fost aici. Nu, no, haide mă de ascunde, mă pierniță. Sună. Alo? Veniți repede că suntem atacați. Ia uite, și că sunt acum la Poponești și poate să vină de-abia după ce termin acolo. Tragi tu de timp până vine poliția, hai! Ce vorbești? Cum să tragă de timp? Să schimb fosorat sau... Te duci și le zici ceva, le promiși ceva, că doar ești primar! Hai! Ce spui că le dai 10 lei în plus pentru hrană? M-a făcut Ceaușescu, fii deștept și tu! Și Lula i-a mers sau cum? Vrei capul la pompă? Du-te, mă, o dată, mă, fii răzbat! Cum? Rezolv eu! Haide! Fii primar, păi dai cum? Cetățeni, stați liniștiți la locurile voastre! A fugit acum spre aeroport, se duce spre Costa Rica și să știți că și din partidul celălalt! Da! Păi! Stai! Gata, mă, v-au aclamat, mă iubește lumea! Da, te iubește! Asta înseamnă să fii primar deștept și să ai discurs! Da, da, și carismă! Îmi dau darul, mi-au... trimis. Te-am chemat să mă ajut să încropești ceva legal ca să scap de obsesiile lui Teo. Nu mai pot, mă, de oboseală, deci sunt frânt. Azi noapte cred că am dormit o zi întreagă, am dormit buștean. Oh, deci te-a lăsat să dormi. Păi nu m-a lăsat să dorm, dar m-a pus să țin video deschis de la telefon să mă vadă ea când dorm, înțelegi? Când m-am trezit dimineața, închisese apelul. Păi acum s-a liniștit. Nu s-a liniștit. Crede-mă, n-o cunoști pe Teodora. Oricând îi să năzare câte ceva. Imediat, acum, bat și... Ha! Ce faci, dragă? Ce noroc ai că stai la parter. Hai, mai venei? Ne-a sunat Teodora. Foarte îngrijorată, căci că n-ai fi bine, dar văd că ești foarte bine. Chiar prea bine poți să spun. Acum înțeleg de ce e săraca Teo îngrijorată. De ce e îngrijorată? A, da! Uite, vezi, e îngrijorată din noi, exact ce spuneam adineauri. Vrei să scapi de Teo ca să te cuplesc cu Marta, a? Crezi că sunt proastă și nu-mi dau seama? Bă, porcule care ești măgar, și Teodora suferă în tăcere pe la ospiciu. Să dă cu capul de toți pereții, studenții și trăbăle, bă, măgarule! Bă, ești nebun! A, deci de-aia m-ai chemat la tine acasă? Aveai un plan ca să te apropii de mine și să-ți scapi de nevastă ta? Bă, voi ați nebunit toți, bă, nu-i nimic adevărat din ce-ți ce... Era n-ai bine de treabă! N-aude ce-am făcut acum! S-a spart și telefonul ăla cu care să uită Teo la mine pe video! O să zică că am făcut special! Păi și așa și e! Că suntem trei martori când am văzut că ai dat cu el tazvârlita! Nu ține vrăjeala să-i spui că l-ai din greșeală, ți-a căzut, că nu știu ce! Nu, îi spune adevărul, nenică! Că nu mai vrei să te vază, aia! Și urmărește alte scopuri, tu! Băi, că omor nu-i adevărat nimic! Mănâncă-l! Mănâncă-l! Așa, asta e de modelare. Asta e de față pentru mine și... Eh, dacă vrei filmare, îți dau eu filmare. Vezi acum filmare. Oh, facem filmulețe! Ce trează mi-a spus Poponescule cu astea cilea? Nu se vede! Crezi! Crezi, pătracu, ste piaptă-ne! Ura aia crezi tu! Tu crezi panică, bă! Ce faci, mă, cu... cu umbrela aia, mă? Cine ești, mă, doamna și vagabondul cu umbrela? Vezi, mă, că te anunț că-s
și păsețe nu mai plodă când a reparat acoperișul. Termină dracu cu tâmpenile. Scoate-mă măgăriile astea, daci. Că acum ne trezim cu petenții că l-are peste noi, că dă buzna. Și o să ne râză și curce. Să vezi tu ce reclamații ne face ăștia la centru. Ei, dracu, apără cu asta. Crezi, adică filmezi ceva, profi, peizane, dar ce să știi tu? Film. Că tu, până de curând, credeai că cameră înseamnă o daia bună de la stradă. Te plângesc că te-și dăm. O daia e camera. Și ce creați mai streza în firelii pe la noi, paci, pânsețe? Ia uite, bă, unde era cu pola și noi nu știam, ia. E circului. Fac un film. Da, fac un film profi pentru Teo. Că dacă tot zice că nu mă vede noaptea, să-i fac eu un film să mă pomenesc, să nu termine cu cucu, mă freacă la creier intrura. Da, ți-am zis. Poponețule, măi, o bag de seamă că tu ar trebui să fie acolo, alături de Teo. Unii ea, mă? Păi dacă tu te pui la mintea ei, care e cam rătăcită la momentele astea, semnează că nici tu nu ești departe. Mă, concentrează-te, mă, că o să ajungi la Balamuc și tu, că cine să hăitează, ajunge mai rău ca ei. Băi, lasă-mă pace, că mă scos din inspirație. Mm. Acum vine inspirația, te cer din gură, liniște pe platou. Vă tolerez, dar să luați învățați atât, da? Gata, șt, liniște. Atenție toată lumea, filmăm, da? Rolling, motor, merge, clachetă, acțiune. Dragă Teo, în urma recentelor evenimente care a... Tăiați! Concentrează-te! Tăiați și... Dubla 2! Dubla 2! 2! Dubla 2! 2! Hai, mă! Liniște! Clanchetă? Clanchetă! Dubla 3! Dragă Teo, în urma recentelor evenimente care au dus la separarea noastră precoce, am luat decizia să-ți fac acest filmuleț. Un filmuleț cu multe speranțe. Speranțe ale unei viitoare împăcări în care sufletele noastre rătăcite în neantul iubirii neîmpărtășite să se întâlnească. Aceste suflete am vrea să se întâlnească într-un loc mirific, de pe o planetă, așa cum ne-o dorim toți. Stop! 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 Ce stop? Cum să-mi dai tu mie stop? Eu dau stop! Dacă mai scoți un cuvințel, te găsești de dracii. Te trimis să faci numai filme de protecție a muncii. Dacă vrei artă, stai pe lângă mine, ca să apar la TV Cinemateca, tonto! Păi... Că nu degeaba te-am numit secretară de platou. Platou? Da. Ce? Cu mititei? Da, cu artiștii, cu Errol Flynn, uite-l! A venit Errol Flynn în secție și ție ți-arde de crăpelniță! Te plănesc că te-ai de mare! Deci, să revenim! Maestre, nu se simțește! Ce nu se simțește? Păi dacă tu vorbești cu iubita ta, vrei să-i transmiți un mesaj? Da! Ce drag de mesaj îi transmiți, mă, că zici că ești aia de la Gara de Nord? Ne, personal! București, tu pleacă în direcția București, tu de la linia 4. Ni. N-ai, mă, n-ai, ești blanc. Bă, să văd de la tine, mă, că pleacă din străfundură. Păi, trăire, lacrimă. Tu, ia, lacrimi, i-ai dat ăla, plânge, pohote. Lumea în sală, să rupă după ea. Băi, să curgă aia, lacrimile. Mă, să vină apa până în gât la lume, mă, să-ți căte Veneția. N-am văzut, bă, nimic la tine. Ești, bă, ești un impostor. Ori te concentrezi, ori te dau măta. Băi, tu nu înțelegi nimic. Tu nu te uiți la filmele astea contemporane? Păi asta spun. Băi, așa facem. Băi, dacă nu înțelegi, bă, poule. Băi, nu mai vorbi. Când vorbește un clasic. Băi, Chiorete, te dau afară după platou. Stai, că băi, nu-mi face. Gura, să ne revenim. Da. E simplu. Dacă eu nu pricep nimic, care sunt, cine sunt, pânsețe asta și nu numai, ce dragi de-a mea să priceapă ea pe aia care e cine e la momentul ăsta? Bă, tu trebuie să fie altfel, mă. Să-i transmiți. Poți să faci sau te bagă măta. Da, uite, mă, că și eu
și eu ca la Cristi, cu cadre lungi, nesfârșite, cu vorbe multe, neînțelese. Lasă-mă pace, ia, ieși afară. Băi, eu am vrut să te ajut, dar se pare că ești un bou cu țâțe. N-am cu cine, dragă, n-am cu cine. Poftim că am vrut să zic că am un telefon nou-nouz pentru mătăluță, ca să poți să vorbești cu dragă Teo, că așa o cheamă pe ea. Ce tare! Să vorbești cu ea, pe aia. Mamă, de unde l-ai? De la Fane. Fane, mână mică. Ci că e mai nou decât fisul ăla nou născut-o acum. Mamă, Chiorite, ce surpriză! Ești un prieten adevărat pe cuvânt. Nu... Dar nici nu mai am nevoie să fac filmuleț, pentru că acum am cameră video, pot să vorbesc cu Teo direct pe video. Asta o să mă duc să fac chiar acum. Foarte bine, prietene, somn ușor. Scoate. 3, 2, 1... Chiorite! Te omor! Al dracu, mai are voce. Bă, să nu se priză stăpânii că-i căștiugul gol. Căștiug. Bă, deci astea cu câmă termină, cu câși cu pân. Cum să trai dracă de timp? Ce vrei să schimb fost odorarul? Ce? Cum? Zi tu, dacă eu nu pot să zic, zi tu! El are ca scop să-ți fac acest filmul. Stop, tăiați, bâlbă! Hai, concentrează-te și mai deodată! Hai, mă! Mai surprins, stop! Mai te râde, mă, că o să zic aia că-ți bagi jos de ea. Ori îi zic vorbele, ori lasă dracu, bă-ntă. Și zi așa, te faci popă de animale, a? Păi dacă la oameni nu pot... Păi exact când fac câte ceva, atunci sună, mă, zici că-i blestem. Că lui Sfânt mă adresez, mă, da? Eu sunt. Da. Vreau doar să verific că ești fidel. Trăzniții! Ne cuplesc cu Marta, a? Astă seară, doar la Prima TV. Și zi așa, te faci popă de animale, a? Păi dacă la oameni nu pot... Păi exact când fac câte ceva, atunci sună, mă, zici că-i blestem. Că lui Sfânt mă adresez, mă, da? Eu sunt. Da. Vreau doar să verific că ești fidel. Trăzniții! Ne cuplesc cu Marta, a? Astă seară, doar la Prima TV. Alo!